Te-ai gândit vreodată cum ar fi să nu mai mănânci mâncare solidă câteva zile? Cum ar fi ca timp de 3, 5, 7, 14 sau chiar 40 de zile să nu mai mănânci mâncare așa cum o știi astăzi, ci să bei doar apă? Să faci, adică un post cu apă terapeutic. Ți-ai imaginat? Recunosc că eu da și, mai mult decât atât, recunosc că îmi doresc să fac un asemenea post mai lung decât cele 48 de ore pe care am reușit deja să le țin doar cu apă. Am vrut să vorbesc mai multe despre postul cu apă terapeutic și pentru mine, dar și pentru tine, mai ales pentru că în ultimii 3 ani, de când știu despre acest post, am aflat și am citit despre foarte multe rezultate legate de sănătate, legate de stare de bine și chiar rezultate care aveau legătură cu spiritualitatea de la oameni care au încercat și au făcut asta. L-am invitat pe Vasile Nemes să-și facă gândirea vizibilă despre ce este postul cu apă, cum se face el corect, pentru cine e potrivit și pentru cine nu este potrivit, pentru că Vasile este unul din oamenii din țara noastră care îi ghidează pe postitorii cu apă, cum le spune el, îi ghidează în procesele lor în care descoperă ce le aduce autofagia. Te invit să asculți până la final acest episod și sunt curioasă dacă, dincolo de ceea ce spune Vasile, reușești să simți și blândețea din felul în care vorbește despre postul cu apă și despre ceea ce face. Recunosc, pentru mine a fost o surpriză tare plăcută să descoper această profunzime a lui. Dar te las să-l descoperi și tu. Începe episodul 115 din Thinking Made Visible. Vasile, bine ai venit în podcastul despre gândire făcută vizibilă. Îți propun să începem exact prin a te prezenta celor care ne ascultă, așa că te întreb. Cine ești tu, Vasile Nemes? Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Interesantă întrebare. Sunt în acest context, sunt un postitor, un om care a ales ca de câteva ori pe an să aibă o restricție calorică totală, o pauză alimentară sau, cum eu am denumit ulterior, post cu apă terapeutic sau post în scop transformațional. Mi-a plăcut foarte mult că ai punctat în acest context, pentru că arată că ești conștient de faptul că există și alte unghiuri, alte fațete ale lui Vasile și trebuie să întreb. În afară de rolul de postitor, ce faci tu în viața ta? Ce lucrezi, dacă ar fi să te întrebe cineva? Sau parte din munca ta este partea de post? În ultimul timp, da, am alocat mult timp și pot să spun că chiar m-am dedicat acestui domeniu. Eu sunt consultant în domeniul tipografic. Am lucrat peste 20 de ani în zona asta de printing, publishing, dacă cineva dorește sau dorea să deschidă o tipografie, mă întreba pe mine. Sunt unul din fondatorii Asociației Tipografilor Transilvania și iubesc zona asta de printing, însă din pasiunea mea pentru sănătate și transformare, am ajuns să aloc tot mai mult timp postului cu apă, îndrumării și uite așa am ajuns ceea ce se spune în zona noastră, îndrumător sau coach în postul cu apă. Cum arată, de exemplu, o lună din viața ta? Să zicem, nu știu, luna octombrie 2023. Ce s-a întâmplat în octombrie 2023 în viața ta în acest rol de om care îndrumă pe alții în postul cu apă? Am avut de pregătit tabăra pe care am organizat-o la Beli și Fântânele, aici lângă Cluj, împreună cu echipa, și voluntari și colegi. Și am avut grijă ca toți cei care s-au înscris pentru a participa la această tabără să primească informațiile necesare,
prin care să se pregătească pentru un parcurs transformațional. Mulți dintre ei au făcut prima dată acest post cu apă și au avut emoții, lucru de care deja am învățat să mă ocup. Îi pregătesc ca acest parcurs să nu fie dificil, să nu fie greoi și să simtă că sunt alături de ei și că nu se expun unui risc prin 7 sau 10 zile de post cu apă, adică o perioadă în care Oana, ei nu mănâncă absolut nimic. Nu, bun, stai să intrăm în detalii. Nu era întrebarea asta pe listuca mea, dar pentru că sunt unul dintre oamenii care stă așa în umbră, așteptând să vină ziua în care vin în tabără 7 zile, Wow, mă simt omul. ai fost subiect de conversație cu o prietenă dragă de-a mea și amândouă am zis, îl facem, la anul îl facem. Deci e pe listă, pe Oh, lista de wow! obiective pentru la anul, Te da. felicit, vă aștept. Musai să vorbim despre ce înseamnă o tabără de post cu apă. De ce spun asta este pentru că mulți oameni sunt obișnuiți cum mă duc în tabără să mă relaxez, mă duc în tabără să învăț ceva, adică fac un retreat, dar tabără în care mă duc să beau apă s-ar putea să fie ciudat pentru mulți. Așa că te întreb, ce este această tabără pe care ai menționat-o și cum se desfășoară, de exemplu, 7 zile de tabără? Tabăra de post cu apă este ocazia celor care spun că nu pot să țină acasă post cu apă din cauza că gătesc, că au un job foarte solicitant și alte motive, da? Este ocazia pentru ei să vină într-un mediu special pregătit pentru cei care nu vor să mănânce nimic în scop terapeutic 7 zile. Ei îmi scriu că doresc să se înscrie, le solicit datele pe e-mail, le trimit materiale de pregătire. Dacă avem cazuri medicale, noi nefiind o clinică, ca și cele din alte țări, le solicit fișa medicală pe care o trimit doamnei doctor care ne supraveghează și dacă dânsa este de acord că respectivul pacient nu se expune la un risc prin postul cu apă, îl acceptăm. Dacă nu, doamna doctor îi dă niște recomandări să-și facă un tratament, să spun, acasă și apoi să vină. Dar de cele mai multe ori, cei care au anumite afecțiuni pot să vină și doamna doctor își dă acordul și vin și chiar au ameliorări sau îmbunătățiri semnificative a sănătății. Și practic în cele 7 zile stăm la o cabană împreună și stăm Da, și bem apă. exact. Dar ca să facem mai frumos timpul petrecut împreună, avem multe activități. Avem dimineață, ca să-ți dau un exemplu, începem cu înviorare. Sunt oameni care eu nu promovez, nu sunt inițiatorul întrunirilor religioase în cadrul taberei, dar permit celor care doresc, da? Și dacă ei vor să se trezească mai dimineață și au un grup de rugăciune sau meditație, este decizia lor pe care o respect, însă nu inițiez asta. Eu am partea de înviorare, drumeție, monitorizare. Asta înseamnă că le controlăm glicemia, tensiunea și pulsul și facem o evaluare dacă este cazul. Apoi avem diferite tratamente, le răsfățăm mai ales pe doamne cu masaje, cu tot felul de terapii de anti-aging, da? Și avem ședință de hidrocolonoterapie, lucru care este esențial în ceea ce eu promovez. Avem invitați din zona de psihoterapie, mindfulness, emoții, ateliere de dezvoltare personală, avem ateliere de pictură, avem prieteni care vin și dau plus valoare și participanților în tabără.
Sunt practic 7 sau 10 zile, sau pentru unii poate chiar mai mult, în care mă retrag din contextul de viața mea de zi cu zi, ca să stau într-un loc care îmi permite, facilitează și încurajează postul cu apă. Am înțeles bine? Foarte bine, așa este. Bun. Tu ești liderul acestei tabere. Sunt prietenul lor, da. Ok. Când ai ținut tu pentru prima dată post cu apă? Primul post semnificativ a fost în 2016. Marele succes al meu a fost de 14 zile, din care 13 zile au fost doar apă și o zi ceai verde, că eram îndrăgostit de ceaiul verde după o vizită în China. În 2016 a fost anul în care a fost premiată autofagia. Profesorul Osumi a fost premiat pentru noi descoperiri. Noi l-am descoperit pentru prima dată. Am fost foarte motivat de asta și m-a simțit bazat. Am simțit că actul terapeutic pe care l-am practicat în mod intuitiv, ajunsesem la 105 kg, am avut multe probleme de sănătate și dificultăți. După acea experiență de 14 zile, am simțit că sunt o cu totul altă persoană. Una vie, una bună, mai bună. Și mi-a plăcut. Am vrut să trăiesc din nou această experiență. Și am făcut pagina de Facebook în 2017 și am scris, păi, eu nu am mâncat atâtea zile. Atunci erau mulți hateri și mi-am luat-o, știi? Ce te apuci tu, știi? Dar, cum se spune într-un limbaj spiritual, adevărul a biruit, lumina a biruit. Și am continuat să practic postul cu apă, am ajuns să mă stabilizez la două posturi de 21 de zile, unul primăvara, unul toamna, și între așa am mai experimentat ce înseamnă să ții o zi post, o zi să mănânci și tot felul de alte variante. Apoi, în 2021, am ținut pentru prima dată 40 de zile post cu apă, sub supraveghere medicală. Dr. Dan Cătinean de la Centrul Diasan m-a supravegheat. Și a fost o experiență fantastică pe care doresc să o repet, nu știu când, probabil la anul sau peste 2 ani. Și am postat mărturia mea, am postat mărturile celorlalți și apoi am înființat și un grup. Grupul Postul cu Apă, Transformare și Vindecare, unde au apărut-o mai mulți oameni curioși și apoi au început să practice, mărturiile de vindecare și transformare au început să curgă, lucru care m-a încurajat și mi-a luat timpul, că a trebuit să răspund oamenilor, am învățat foarte multe și am vrut să pun la dispoziția oamenilor cunoștințele mele și experiența de care m-am bucurat. E musai să mă leg de un detaliu pe care l-ai evidențiat. Ai zis, aveam 105 kg. Da. Motivul pentru care ai ales să ții acel post prima dată, cele 14 zile, a fost legat de greutatea ta? În mare parte, da. Dar probabil că știi că dacă cineva crește în greutate, apar și alte Așa probleme. e. Și atunci am decis că dacă asta o rezolv, odată cu asta se rezolvă multe altele. Au trecut cele 14 zile de post atunci. Ce s-a întâmplat, pe lângă faptul că te simțeai o persoană diferită, ce s-a întâmplat din punct de vedere, am vrut să zic tehnic, al cifrelor și a măsurătorilor, și legat de kilograme, dar și legat de, nu știu, tensiunea ta sau legat de glicemie sau... Poți să împărtășești câteva rezultate pentru acei oameni care nu neapărat ar face postul cu apă pentru a slăbi, că poate n-au nevoie, dar sunt niște indicatori care chiar și atunci când ești în kilogramele potrivite, nu arată prea bine. Ce ți-au adus primele zile de post? Păi, mi-au adus aproape 18 kg minus pentru că am continuat să scad și după
ce am terminat postul. Însă nu am mai scăzut 7-800 sau 1 kg pe zi, ci mult mai puțin. Însă am continuat în starea aceea de a mânca puțin, sănătos, pentru a-mi extinde starea aceea de bine și intuitiv m-am gândit beneficiile câștigate, da? A fost medical ceva diferit? Da, hipertensiunea arterială s-a reglat și de atunci nu am mai avut dureri de cap, nu am mai avut probleme medicale niciodată. Oboseala, energia, care în special a fost accelerată după postul de 40 de zile, de atunci zbor, efectiv zbor. Da. Lucrurile au devenit mai clare, lucrurile de viață, lucrurile cu privire la propria persoană, cine sunt, ce sunt, ce am de făcut, ce caut în această viață, ce pot să fac mai bun cu viața mea, știi? Deci am simțit lucruri, pentru că nu știam atunci atâtea despre autofagie, dar mecanismul autofagic sapă în adânc și te duce la tine, la informația ta, da? Și primești gânduri și informații faine despre tine și iei decizii noi. Am luat decizii noi și sunt bucuros că am făcut asta. Sunt bucuros. Ai menționat și autofagia și vorbeam la un moment dat cu o prietenă și spunea autofagia asta rezolvă multe, le rezolvă pe toate, rezolvă kilograme, rezolvă gândire în ceață, rezolvă chestii medicale. Dar foarte mulți oameni nu știu ce este autofagia și că, de fapt, dincolo de, cum ai spus tu, aceste beneficii care poate pentru cei care ne ascultă ar fi, astea sunt chestii spirituale sau de dezvoltare personală, autofagia este un proces care ține de sănătatea fizică a corpului, proces care este băgat în seamă și recunoscut de medici. Deci nu e ceva psihopupu, cum îmi place mie să glumesc. Da. Te întreb, ce este autofagia și cum e explica despre ea unui om care pentru prima dată află sau aude acest termen? Ok. În termeni științifici, am spune că este un proces de reciclare celulară. Este capacitatea organismului de a identifica, de a detecta, detecta agresorii din organism și de a-i devora, însăși cuvântul autofagie din limba greacă înseamnă autodevorare. În termeni mai populari, mai simpli, cum obișnuiesc să spun când vorbesc cu mai mulți oameni, le spun organismul în timpul postului cu apă, atunci când nu consumăm nimic, ci bem doar apă, începe să devoreze cam tot ce este rău și echilibrează ceea ce a fost dezechilibrat datorită unui stil de viață nesănătos, datorită stresului, poluării și altor situații de acest gen. Când spui că în autofagie corpul începe să curețe și să se hrănească, să elimine celulele bolnave, părți din celule care nu ne fac neapărat bine. Este acesta contextul în care apar poveștile alea extraordinare ale unor oameni care au curățat diabet, au curățat cancer, pe lângă acele kilograme în plus care, na, e chestia care se vede, dar asta este ce se întâmplă de fapt. Corpul, când îl hrănești doar cu apă, începe să detecteze mai ușor celulele bolnave, canceroase, nepotrivite și le devorează ca să curețe corpul? Da, așa este. Da, așa este. În mod practic, din câte am înțeles eu în ultimii ani, în această pauză alimentară, îi permitem organismului să se ocupe de ceea ce în mod normal nu se poate ocupa din cauza că este agresat, este presat de un stil de viață alimentar haotic și de alți factori. Când intrăm în post, îi spunem pauză, ocupă-te de ce știi tu să faci mai bine. Și el începe. Da? Și în acest mod apar echilibrele pierdute.
Practic aducem organismul la zero, contor zero, reset, da? Asta este ce se întâmplă. După câte ore de când nu mai mănânc, se pornește autofagia? Pornirea autofagiei începe aproximativ la 17-18 ore, în funcție și de ce ai mâncat și cât de ok a fost pregătirea pentru a intra în post, pentru că și asta contează. Însă există mai multe tipuri de autofagie, mai multe niveluri de autofagie și din acest motiv eu consider postul intermitent doar un preludiu, doar o pregătire. Îi felicit pe cei care îl practică, însă dacă avem nevoie de rezultate mai mari, atunci este nevoie să avansăm cu mai multe zile de post, ca un anumit tip de autofagie care se numește CMA, să înceapă să se activeze și să sape mai adânc la nivel intra și intercelular, adică și între celule și în interiorul celulei. Poți să-mi povestești despre un caz, poate cel care îți vine cel mai ușor în minte sau poate unul care ți s-a părut cel mai wow, al unei persoane care a ales să țină post, indiferent câte zile, și care, poate reticentă la început, la final a avut super rezultate? Da, pot să-ți povestesc. Din fericire, mă simt foarte binecuvântat să aud în fiecare zi mărturii minunate de la oamenii pe care eu îi îndrum sau nu, care sunt în grup și au pornit pe picioarele lor, să spun așa, postul cu apă. Îmi amintesc de un caz celebru care a făcut ca grupul să crească dintr-un anumit punct de vedere din numeric. A fost un domn din Brașov care a avut aproape 180 de kilograme. Eu Da? știu. Da, ok. Și mi-a spus, Vasile, nu mai pot, doctorul mi-a spus, fă ceva că mori, adică nu a mai mers cu, încearcă un stil de viață sănătos, nu a mai mers cu astea, a spus direct în față și m-a rugat să fiu îndrumătorul lui, un parcurs de 40 de zile. Eu nu ținusem cel mai mult 25 de zile. Dar a avut încredere că pot să fiu alături de el și a ajuns în final să fie stabilizat la 85 de kilograme, mai multe afecțiuni și boli să dispară. În plus și soția lui l-a urmat în post de 21 de zile de 40 și a fost într-o emisiune pe un post de televiziune, l-am invitat și pe el, a dat mărturia lui și a fost o încurajare pentru mulți oameni. Da, asta mi s-a părut cel mai wow la nivel de greutate. Obezitatea morbidă e o mare problemă în România și, de fapt, peste tot în lume. Și cred că a fost un succes mare reușita lui. A trecut cât timp de la reușita lui? 2 ani jumătate, 3 ani. Și Cam este așa. în continuare bine? Da, este în continuare bine, pentru că a continuat să repete. După ce a scăzut prima dată în greutate pe 40 și ceva, 50 de kilograme, după post a mai pus un pic înapoi, a repetat experiența și în acest fel a reușit. A fost perseverent și iată că a reușit. E musai să întreb asta, pentru că, deși intuiesc care e răspunsul tău, știind cum te uiți tu la ideea de terapeutic, mulți dintre cei care descoperă treaba cu postul cu apă, primele întrebări pe care le pun în grup sunt cu vreau și eu să slăbesc 7-8 kilograme. Din câte știu eu, repet, tu nu recomanzi postul cu apă ca cură de slăbire. Și postul cu apă are drept consecință pierderea în kilograme, dar mulți oameni, după ce întrerup postul, că e 7 zile, că e 14 zile, pun înapoi acele kilograme pentru că mulți dintre ei nu au făcut procesul, dincolo de a nu mânca, procesul emoțional pe care încurajezi tu să-l adaugi în procesul de ok, nu mănânc mâncare.
Cum răspunzi acelor oameni care intră în grup și spun bună ziua, bună ziua, aș vrea și eu să slăbesc 10 kg, dacă se poate până la Crăciun? Și aș vrea să fac asta prin postul cu apă, că l-am văzut la televizor pe domnul din Brașov. Ce le spui? Păi, felicit că vor să facă postul cu apă, pentru că este nevoie de curaj, da? Și, sigur, eu nu pot să le spun oamenilor ce să facă sau ce să nu facă, dacă asta este dorința lor. Mai ales, mulți spun asta, pentru că în spatele acestei cerințe există cerința medicului care le spune: dacă vrei să te faci bine, atunci trebuie să dai jos din kilograme, că uite, ai greutate, te dor genunchii, te dor, da, încheieturile. Și, în primul rând, ei, ăsta este motivul că vor să slăbească: sănătatea. Mai apar și situații care sunt un pic funny. Doamnele spun: am o nuntă peste 2 luni Da, și da, da. rochia trebuie să fie bună. Și ok, dacă asta vor, eu îi îndrum în postul cu apă și încerc să mă asigur că totul iasă bine. Nu mă bag neapărat în motivul pentru care fac, însă surpriza lor este să simtă lucruri bune în timpul postului. Chiar acum am avut-o pe Iuliana din Iași, care a venit cu intenția să slăbească. A slăbit în 14 zile 12 kg. Dar la nivel de autofagie emoțională, că asta este un alt subiect pe care l-am dezvoltat în urmă cu 2 ani, a avut rezultate fantastice, neașteptat, niște conștientizări și schimbări în bine pe care rar le întâlnesc. Este acel moment în care persoana începe să spună, și noi avem o seri transformaționale în fiecare seară în tabără, și și-a dat mărturia cât de mult i s-a schimbat inima, da? Și abia aștepta să ajungă soțul ei, să vină după ea și să-i spună cât de mult îl iubește. Și a conștientizat cât de mult a făcut el pentru ea. Și, deci, pe lângă faptul că oamenii vor să slăbească, apar astfel de surprize frumoase în viața lor, și asta mă bucură. Dar să-ți spun ceva. Diferența dintre slăbitul prin autofagie și slăbitul prin dietă este foarte mare. Și chiar dacă cineva pune înapoi câteva kilograme, este în regulă dintr-un punct de vedere. Pentru că memoria revolumizării este încă acolo. Nu a fost destul lucrat pe ea. Dar dacă repetă experiența de câteva ori, acea memorie se șterge. Se rescrie. Da, la o dietă, persoana slăbește, dar nu este autofagiată. Dacă acolo ar fi niște boli în corp, persoana care s-a autofagiat, da, poate că se îngrașă înapoi câteva kilograme, dar este autofagiată. Bolile au început să fie devorate, eliminate, șterse. La persoana care ține doar o dietă și slăbește, nu are parte de autofagie. Acolo bolile pot să crească în continuare. Degradarea prematură a organismului, a organelor și așa mai departe continuă. La o persoană autofagiată, nu. Asta este diferența. Practic, ce spui tu este că dacă dintre cei care ne ascultă acum sunt oameni care or să aleagă să vină în comunitatea ta sau chiar în tabără și declanșatorul, motivul lor pentru a veni în tabără ar fi vreau să slăbesc 15 kg, tu îi primești cu mare drag pentru că știi că în procesul ăla de atingerea obiectivului minus 15 kg, de fapt, pe parcurs, nu doar că scap de acele kilograme, dar autofagia vindecă și pe lângă faptul că vindecă în corpul fizic, adaugă îmbunătățiri și vindecări și în spațiu emoțional. Așa că, deși tu altfel ai vrea să se uite lumea la postul cu apă, dacă ei vor să se uite legat de slăbit, sunt bineveniți, că după aceea în tabără au ahauri. Am înțeles bine? Ai înțeles foarte bine, Ana. Ai înțeles foarte bine. Da, așa este.
Am simțit nevoia să vorbesc despre asta pentru că și eu cel mai mult am ținut 40, 52 de ore, 2 zile și un pic, după ce mi-a fost foame. Și Felicitări. mulțumesc. Și n-aveam contextul emoțional să pot să duc mai mult. Și în momentul în care am vorbit despre asta, a fost foarte interesant că o parte dintre cei cărora le-am spus au intrat în nu-mi vine să crede, eu n-aș putea, ai auzit și tu asta. Și o altă parte am întrebat, dar de ce faci asta? Ești bolnavă? Și vreau să te întreb despre asta. În mentalul colectiv, postul ăsta cu apă, pentru foarte mulți oameni, este egal postul negru, despre care știm din biserică, din religie. Este postul cu apă, acesta pe care îl promovezi tu, tot una cu postul religios? Sau dacă nu, care e diferența? Dintr-un punct de vedere, nu este. Eu am pornit de la, bineînțeles, bunicii mei m-au învățat când eram copil să țin post, am ținut miercuri, vineri și așa mai departe, posturile de peste an. Uneori țineau și doar cu apă. Pentru unii postul negru înseamnă post doar cu apă, pentru alții postul negru înseamnă și fără apă, și fără hrană. Părerile sunt împărțite. Eu am început această călătorie din motiv terapeutic, de aceea și spun post cu apă terapeutic. Dacă în timpul postului persoanele doresc să practice și credința, atunci cu atât mai bine, pentru că eu încurajez starea de bine în timpul postului, deoarece este dovedit că stresul produce cortizol care pune talpă, frână autofagiei. Da? Și atunci, dacă omul, fiind coach, și omul are credință și dorește să practice și credința în camera lui sau dacă își creează ei un grup, este treaba lor și o respect, însă pentru mine postul terapeutic înseamnă autofagiere, înseamnă știință, înseamnă dorința ca medicina să preia aceste descoperiri și să le integreze în politicile de sănătate publică. Ar fi fantastic să ajungem cât de repede să vedem că un medic recomandă unui pacient pentru sindrom metabolic, orice care ar fi din care se încadrează aici, să-i recomande 3 zile de post cu apă. Ar fi extraordinar. Da? Deci asta este direcția în care eu văd viitorul și oarecum îmi place să stau pe partea asta a științei. Da? Mă bucur tare mult că ai menționat cuvântul știință într-un context în care pentru mulți oameni s-ar putea să sune doar mă bine, stați și voi acolo într-o pensiune și beți apă, ce o fi și aia, dar mă bucur că ai menționat partea de știință tocmai pentru aceia care au nevoie să înțeleagă chimic și medical ce se întâmplă în autofagie și cum, de fapt, postul cu apă este un tratament medical, să spun așa, înainte să fie spiritual. Faptul că corpul se curăță generează și vindecări spirituale și emoționale și nu neapărat invers. Dar musai să întreb asta. Din perspectiva ta, poate oricine să țină un asemenea post? Există câteva contraindicații rare și în aceste situații nu recomand postul sau nu recomand mai multe zile. Recomand una, două, trei zile ca să vedem care sunt reacțiile și apoi, în funcție de asta, să luăm decizia dacă continuăm sau nu. Dar în mare, postul este pentru oricine, însă nu este pentru orice boală. Dacă cineva are o contraindicație, nu-i recomand 14 zile, dar îi recomand 2-3 zile pe săptămână și se poate urmări să-și observe reacțiile din corp, să vorbească cu medicul de familie sau să-mi scrie și în funcție de asta decidem cum mergem mai departe. Pe lângă asta, am observat că sunt oameni care au afecțiuni care efectiv în care
postul este recomandat pentru respectivele afecțiuni. Deci, este pentru fiecare, dar nu pentru fiecare boală. Ai menționat la un moment dat despre pregătirea pentru a intra în post. Și mie mi se pare un subiect foarte interesant pentru că mulți dintre oamenii care descoperă despre post de la influenceri, care țin o zi pe săptămână, se hotărăsc ei că marți dimineață nu mai mănâncă nimic și de marți până sâmbătă vor să stea doar pe apă. Și știu că ai avut la un moment dat în comentarii conversația despre de ce nu recomand să faci asta și despre cum pregătirea e sfântă. Hai să vorbim exact despre asta. Cum mă pregătesc pentru un post cu apă despre care știu că vreau să fie vindecător, nu vreau să fie doar trendy sau să fie doar despre kilograme, ci vreau să fie despre autofagie. Ok. În primul rând, este important să știi, să ai un obiectiv. Să ai un obiectiv, să fii pe pace cu asta, da? Să nu ți-e teamă, să știi ce vrei să faci. Lucrurile legate de pregătire sunt în legătură cu alimentația din ultimele zile, dinainte de a intra în post, da? Și igienizarea colonului. Igienizarea colonului, care pentru mine este importantă, mai ales acum după ce am văzut atâtea exemple în care mi s-a reconfirmat importanța igienizării în acest parcurs. Practic, intri în post ca să ai ca postul să fie o bucurie, să fie o experiență frumoasă, în ciuda unor simptome care pot să apară să fie dificile, tu în bază știi că e o experiență transformațională, vindecătoare, care îți aduce plus. Da? Și cam asta este alimentația de dinainte de post, pe care o recomand să fie cât mai light și să fie bogată în proteine, în minerale. Mulți mă întreabă să iau vitamine în post sau. Păi, poți să le iei înainte dacă știi că ai deficit și după. În post recomand doar apă. Igienizarea colonului importantă, mai ales la cei care sunt predispuși la constipație sau sunt cu constipație, da? Nu poți intra, din punctul meu de vedere, într-un post pentru purificare cu deșeuri și reziduri, da? În primul rând, să-și înjumătățească porția de mâncare, să renunțe la făină, zahăr, la prăjel, la proteine de origine animală, ca organismul să se obișnuiască și să nu considere postul cu apă o agresiune, adică care vine dintr-o dată, deja să fie obișnuit cu hrană mai puțină și mai sănătoasă. Cam asta este esența pregătirii. Asta este pregătirea de post înainte să intru în zilele 3, 5, 7, 12, 20, în care stau doar pe apă. Dar acum e musai să întreb despre ce fel de apă. Ai 1.720.000.000 de milioane de întrebări și Da, comentarii da, despre da. ce fel de apă, care apă, cum aleg apa. Este în taberele tale apa mai deosebită decât apa pe care o beau eu în fiecare zi? Nu știu ce apă bei tu, sper că bei apă bună. Și eu să beau apă bună. Da, aici în tabă la Beliș am avut un izvor în apropiere și de acolo ne alimentam. Am adus și un dozator cu purificator și uite așa ne-am asigurat că apa este de calitate, are pH-ul minim acceptat, să zic, 7,5. ORP-ul este bun și putem să bem potabilă. Mă întreabă ce apă să beau potabilă. Însă, după 6-7 zile de post, am observat că unii postitori se deshidratează, chiar dacă beau 3-4 litri de apă pe zi. Paradoxal, nu? Care este motivul? Apa nu conține sărurile pe care prin urină le elimină corpul.
și apare dezechilibrul. În acest moment intervin și recomand o rotație a apelor. Poate să fie apă, pot să zic nume de branduri, da? Nu Da, știu, sigur că da. Dușnad, au etichetă, au pe etichetă și scrie acolo, apa de Vâlcere are succes între postitori, deși unii nu o suportă. Pentru mulți a fost de mare ajutor, tocmai din cauză că au un conținut crescut de minerale. Unele minerale au și rol de electrolit, lucru care sprijină hidratarea celulară. Te-am întrebat despre apă pentru că în momentul în care încep să înveți un pic despre autofagie, e o mică industrie legată de filtre, purificatoare, apă îmbuteliată sau neîmbuteliată, îmbuteliată, dar în sticlă verde, îmbuteliată, dar în Da. sticlă verde închisă sau transparentă și pentru mulți oameni e haos. Și mi-a plăcut foarte mult că ai menționat ideea de știți ce, noi luăm de la izvor și folosim un purificator. E mai bine să iau apă de la izvor și să folosesc un purificator decât să cumpăr cea mai cea apă de pe piață cu cei mai buni indici legate de pH și încărcătura la rezidu sec? Bună întrebare. Depinde de izvor. Sunt multe izvoare în România care sunt poluate, da? Și dacă faci niște măsurători la izvorul respectiv și totul este ok, da, recomand, recomand. Însă mulți postitori locuiesc la bloc, da? Și în cazul ăsta am observat că ei își cumpără filtre. Acum, dacă recomand filtrul ăla de 4.000 de euro, nu cred că e musai, da? Însă un filtru este bun. Este bun pentru că la bloc apa are conținut crescut de clor și alte chimicale. Lucru care pentru unii nu sună bine. În partea de pregătire pentru post, ai vorbit despre alimentație, despre cum să devină mai light cu câteva zile înainte să intri în post. Am menționat ideea de apă și cum, da, sunt multe versiuni, multe branduri, dar că ar putea fi o soluție bună să descoperi un izvor și să folosești un purificator, dar ai menționat ceva de care 95% dintre oameni fuge ca de înghețatul, cum ar zice bunica mea. Clisma sau curățarea colonului. Hai să vorbim despre acest subiect tabu. Ne e frică să facem asta, ne e rușine să facem asta, pentru că de-a lungul anilor așa a fost marketată această activitate, deși este o activitate medicală, la fel cum este, să zicem, să mă duc la dentist și să-mi facă un detartraj și o curățare, un periaj profesional. Te întreb, doare să faci o curățare de colon? Dacă persoana are hemoroizi inflamați, da, doare. Și aici avem contraindicații și pe hidrocolonoterapie și pe clismă. În asemenea situații putem interveni doar cu sare amară. Sare amară, sulfat de magneziu, unii folosesc și clorură de magneziu, care are un rol foarte fain de a elimina conținutul intestinelor și al colonului. Eu spun deseori în tabără, sare amară deschide drumul, clisma sau hidrocolonterapia curăță drumul. Da? Decât nimic, mai bine să faci o eliminare, o curățare cu sare amară. Dar nu mulți, din fericire, nu mulți au problemele cu hemoroizii, deci nu este dureros, este chiar plăcut să vezi că elimini mizerie pe care altfel ai ține în tine. De ce? Deseori mi-am pus întrebarea asta, Oana. De ce ar accepta cineva să-și purifice corpul într-un post, dar acceptă să rămână locul ăla plin de deșeuri? Care este logica? Nu înțeleg. Logică nu este, este frică. Și Probabil, da. completez întrebarea mea de adineauri cu asta. În tabără, există specialiști care să mă ajute să trec prin acest proces? Pentru că, repet, foarte multă lume are preconcepții legate de curățarea colonului, dar s-ar putea ca în tabără, fiind într-un context cu un specialist, să fie mai deschiși să se uite la acest proces ca la unul medical, ceea ce și este. Deci, există în tabăra de post un specialist care să mă ajute, mai ales dacă am frică legat de acest proces? Da,
Este. Eu am făcut prima dată un curs cu o firmă din București, a venit și m-a instruit. Inițial am vrut să instruiască direct pe colega mea, asistentă medicală, dar ei au spus, Vasile, e bine să înveți tu prima dată, că oamenii mai pleacă, știi cum e, și e bine să fii tu asigurat. Am făcut eu un curs, am văzut ce înseamnă hidrocolonoterapie, am început să practic, am luat-o și pe colega mea alături de mine, care în timp a devenit foarte bună și ea se ocupă acum de postitori. Este și asistentă medicală specializată pe urgențe, așa că știe ce are de făcut și postitorii sunt pe mâini sigure. Dacă vin în tabără, am acces, pe lângă toate lucrurile pe care le-ai spus legat de tabără, și la această persoană care să mă ajute cu acest Da. pas din proces. Dar dacă fac acasă, ce îmi recomand să fac? Se găsesc persoane, clinici, la care să mă pot duce ca să fac într-un mod sigur, corect și complet această curățare? Da, sunt multe cabinete, nu știu la tine acolo, dar aici în România deja sunt mai multe cabinete de hidrocolonoterapie. Poți să suni și chiar aici în Florești este și am înțeles că o doamnă e chiar medic și se ocupă foarte frumos, explică în detaliu și noi am învățat din profesionalismul dânsei, au fost mai mulți colegi acolo, explică întreg procesul, explică necesitatea. Și oamenii capătă încredere, da? Și mai ales aici în tabără am văzut că seara când ne întâlnim și ei încep să spună, uite, am înfundat furtunul, canalizarea, la a cincea ședință de hidro a ieșit, exagerăm când spune, tone de mizerie, da? Și ceilalți prin curaj, când văd că funcționează într-adevăr și oamenii pe partea asta sunt tare eliberați, da? Se simt mult mai bine. Și ghiți ce? Mecanismele autofage accelerează pentru că organismul nu se mai concentrează să mențină echilibru din cauza că acele deșeuri produc o aciditate și o toxicitate în organism. Dacă eliberăm zona, organismul are timp de el. Da? Asta înseamnă o vindecare mai profundă și accelerată. Da? Am vorbit despre pregătire, inclusiv despre partea de curățare a colonului, și am vorbit un pic și despre ce se întâmplă în tabără. Dar vreau să menționez pentru aceia care ne ascultă cam câtă apă beau pe zi într-o tabără, să zicem, de 7 zile. Pentru că lumea zice așa, dacă mai și mănânc, doctorii spun că ar trebui să beau 3-4 litri. Dacă nu mănânc, câtă apă o să beau? Există o măsurătoare aproximativă? Eu nu sunt unul din aceia care spun beți foarte multă apă, însă este important să urmărim fiecare caz. Pentru că unii vin în tabără cu deshidratați, gata, de acasă, da? Și intervenim uneori cu electroliți pe cazurile de deshidratare cronică. De obicei, 2-3 litri de apă se bea pe zi în tabără. S-a terminat tabăra. Ies din contextul. Mie îmi place să spun că asemenea tabere sunt contexte sacre. Pentru oamenii care intră într-o asemenea tabără, chiar dacă atunci când ieși de acolo încerci să explici în cuvinte ce s-a întâmplat, energia care se creează într-un grup e semnătura acelui grup și de cele mai multe ori nu poți să o surprinzi în suficiente cuvinte. Și am făcut tabăra. Am ieșit din acel context. Cum fac ca postitor să mențin rezultatele frumoase pe care le-am obținut în 7 sau 14 zile de tabără alături de tine? Ce am de făcut în a doua zi când ajung acasă? În tabără avem o seară dedicată acestui subiect, revenirii din post. Nu s-a auzit ca cineva să moară vreodată în timpul postului, însă au fost câteva nefericite accidente după post, pentru că au mâncat foarte mult și asta le-a produs accidentul fatal. Avem o seară pe care o dedicăm acestui subiect în care discutăm pe larg, răspundem la întrebări și unii chiar își doresc
să experimenteze revenirea în tabără. Și acum avem, când avem 7 zile de tabără, avem de fapt 7 zile de post, 3-4 de revenire din post. Ei vor să vadă cum este să introducă o disciplină în propria lor viață, știi? Chiar spuneam că anul ăsta a fost, Oana, nu doar oamenii au început să nu fie doar interesați de rezultate, ci și de cultivarea unor noi deprinderi, da? De introducerea postului cu apă și a unui stil de viață sănătos, da? În propria lor viață. Lucru care m-a bucurat, da? Nu mai vor doar rezultate, kilograme jos, ci noi deprinderi. Să cultive, Vasile, ce avem de făcut și discutăm. Ideea este că la revenirea din post, o parte din revenire este după protocolul lui Valeriu Popa, considerat părintele postului cu apă din România, și pe lângă asta am mai adaptat eu cu ceea ce am considerat că îi ajută pe postitori. Da? Dacă vrei, în mod Te rog. specific, da? Da. Ieșirea din post se face în tabăra mea, protocolul pe care l-am făcut este să iasă cu zeamă de orez. Zeamă de orez. Asta e ieșirea. Avem prima dată este ieșirea, apoi revenirea. Dacă, de exemplu, la ora 12 oamenii încheie postul și îi servesc cu zeama de orez, la ora 18, a doua masă ar fi supă de legume strecurată, supă clară, îi spunem noi, da? Și apoi din legumele acelea, a doua zi la 12, supă cremă. Nu vreau să par lipsit de modestie, dar gătesc cam cele mai bune supe cremă din lume. Au venit fete din New York și a spus, Vasile, aș plăti $20 pe o asemenea cremă, supă cremă, Următorul pas, în fața restaurant. da? Da, am acolo fostul bar al pensiunii, care era alcool, acum a fost doar cu antioxidanți, cu tot ce pregătesc după post. Da, să fac un brand AOX, antioxidant. Sunt pasionat de antioxidanți și să ingereze cineva antioxidanți după post în aceste supe creme înseamnă că extind beneficiile postului cu apă, da? Antioxidanții sunt informație, hrana este informație. Și am grijă ca să fie cea mai de calitate informație pe care ei o ingerează după post. Da? Este important, deci, hrană lichidă, mai puțină și de 2 ori pe zi e suficient. Niciun om nu ar trebui să mănânce mai mult de 2 ori pe zi. Poate așa câte o gustare de distracție, știi, dar am văzut că nu are sens, știi? Stau în post, apoi ies din post și intru în partea de revenire. Să zicem că am făcut un post de o săptămână și încă 3 zile, 3-4 zile am stat în tabără în revenire și apoi mă întorc acasă. De câte ori, să zicem, pe an, recomand să faci cicluri din astea de câte 7 zile de stat doar pe apă? În funcție de obiective, dacă vorbim de o persoană care dorește în continuare să elimine kilograme și să-și ameliorează starea de sănătate, atunci poate să facă 2-3 sesiuni de post cu apă liniștit. Da? La revenirea din post, ca să nu uit aspectul ăsta important, avem și câteva nu-uri. Te Câteva, rog. da? În primul rând, nu mâncăm hrană solidă niciodată, nu mâncăm în grabă, nu mâncăm proteina animală, sub nicio formă, prăjel, interzis. Dacă persoana dorește să continue procesul transformațional și pe revenire, atunci nu consumă nici sucuri dulci de portocale, fresh-uri de astea care conțin mult zahăr, deci sub nicio formă. Sare, nu mâncăm sare. Poate sarea celtică, acum asta am văzut că nu are efecte secundare, nici murături. Practic încercăm să stăm cât mai aproape de tot ceea ce este green. Da? Hrană ușoară, hrană care aduce organismul către
către normalitate, în trepte, da? Treptat. Am avut și câteva accidente și oamenii au avut de suferit. Și vreau să spun că există un real pericol după post pentru cei care nu reușesc să se stăpânească când sunt din Augustul Sarmalelor sau nu știu ce este. Am vorbit foarte multe despre ce se întâmplă în tabără și acum puțin despre revenirea din tabără. Și poate că dintre cei care ne ascultă sunt unii la care se sădește așa semința, ideea că eu aș vrea să încerc. Există oameni care nu pot nicicum să țină acest post? S-a întâmplat să vină, nu știu, în tabără sau în ghidajul cu tine, poate online, sau doar așa în conversații, oameni care să fi încercat și să nu le fie ieșit acest post? Din fericire, nu am auzit ca cineva să nu poată să țină post. Nu pot să țină acasă mai multe zile, dar Asta da. în mediul pe care îl ofer în tabără este cu totul altceva. Acolo oamenii se încurajează, se motivează și reușesc. Pur și simplu, rare ori am avut cazuri în care oamenii au decis că vor să renunțe. Fie că a fost la recomandarea doamnei doctor, fie că au pur și simplu s-au simțit obosiți și epuizați. Însă, din punctul meu de vedere, tocmai acolo se întâmpla vindecarea și transformarea pe care o așteptau. E musai să pun întrebarea asta acum spre finalul episodului, pentru că am șansa să văd în statisticile celor care ne ascultă că sunt, din fericire, tot mai mulți bărbați și de multe ori când facem episoade în care vorbim despre ceva legat de sănătate, tendința este ca lumea să-și închipuie că e ceva ce le privește sau interesează pe femei. Mai ales că, așa cum spuneam, pentru mulți oameni, mentalul colectiv este ideea asta, că postul cu apă e despre slăbit. Și atunci ar trebui să le intereseze mai mult pe doamne. Dar eu aș vrea să te întreb și să te invit să încurajezi și pe domn să ia în calcul postul terapeutic și, dacă se poate, să vorbești despre un caz, în afară de cel de la Brașov, al unui domn care a ales să vină, poate chiar într-un context medical, în tabără și ce rezultate a obținut. Da, interesant că ai zis asta acum. Chiar în octombrie și noiembrie am avut mulți bărbați. Am avut și chiar la un moment dat au depășit, a fost depășit numărul femeilor din tabără. Deci iată că și bărbații au înțeles că le este mai bine fără burți și da. Și cazuri am avut chiar acum un medic dermatolog din Cluj, destul de cunoscut, a venit și a făcut 14 zile cu noi și a eliminat, dar din fericire s-a simțit așa de bine că vrea să continue acum în continuare până la 21 de zile. Îți dai seama? Deci, s-a Cred că am simțit văzut atât. postarea. A venit pentru 7 zile, a zis, mă, dar nu mi-e greu, mai stau un Da. pic, dar încă nu mi-e greu cum e Ăla-i el. Marius, ăla-i da, Marius, dar și el a avut probleme de sănătate și s-a și a ameliorat semnificativ. Acum alții au venit, bărbații sunt încurajați când văd astfel de situații, vin în tabără, s-au săturat de burțile alea inutile și vin și țin post. Avem colesterol, trigliceride jos, ateroscleroză ameliorată, da? Avem inflamații, dureri articulare care s-au redus semnificativ, avem stare de bine câștigată, oamenii se simt mult mai bine fără acea greutate în spate, știi? Și pentru bărbați e important să-și recâștige vitalitatea. Un lucru frumos se întâmplă în corp, producția de testosteron, deși scade la bărbați după o anumită vârstă, aici am observat creșterea vitalității și asta îmi spune că nu sunt studii, nu am făcut studii, doar intuitiv sau ca observație, le crește vitalitatea. Asta pot să spun și la mine. Da? Deci postul în loc să ne istovească, să ne vlăguiască, din potrivă, după aceea avem vitalitate, avem energie, avem o altă dinamică, entuziasm pentru viață și asta e foarte fain pentru bărbați, că de obicei ăștia sunt tentați să devină morocănoși după 45-50 de ani și postul cumva îi ajută
să-și redinamizeze viața și activitățile. O întrebare care are legătură și cu domnii și cu doamnele. Okay. Noi am vorbit despre postul cu apă în contextul taberei. Dar sunt cei care ne ascult și spun, bine, bine, câte tabere din astea poți să faci pe an? Dacă eu vreau să fac post cu apă la mine acasă, ce fac? Îmi iau concediu de la muncă și stau și zac pe canapea? Și eu știu că de multe ori apar întrebările astea în comunitatea ta și aș vrea să le răspund și celor care ne ascultă despre, bun, dacă sunt în post cu apă, nu mai vorbesc cu nimeni, nu mă mai uit la nimeni, nu mai ies din casă, nu mai lucrez, se poate să faci post cu apă și să mergi la birou, de exemplu? Da, se poate, se poate. Nu recomand să se facă post extins, asta să zic peste 4-5 zile, celor care lucrează, nu știu, la înălțime. Nu aș merge cu un avion dacă aș ști că pilotul este în post de 14 zile, da? Sau, nu știu, sunt șoferi de tir, dar dacă ai un job mai ușor, da. Poți să ții 7 zile de post, cum zicem aici la Cluj, ca ceasul, știi? Adică chiar se poate. Este important să fii informat și să te aștepți ca să apară anumite simptome, să nu te sperii de ele, să le consideri normale, inclusiv simptomul foamei. Oana, pentru prima dată în istoria omenirii, conștientizăm că simptomul foamei este ceva care ne aduce beneficiu pe termen scurt și mediu. În urmă cu câteva sute de ani, mii de ani, oamenii jefuiau, invadau, făceau războaie când simțeau asta, foamea. Acum, conform cu profesorul și Nia, atunci când avem simptomul foamei și bem apă, el spune... Uzina de reciclare, întinerire și vindecarea a organismului pornește. Deci, iată, nu avem motive să ne fie teamă de simptomul numit foame. Este bine să trăim împreună cu el în timpul postului, să-l acceptăm și să îi dăm apă. Da? Mi se pare că este unul dintre cele mai bune lucruri pe care cineva poate să facă dacă își dorește să prevină boli, să prevină instalarea bolilor, să prevină degradarea și îmbătrânirea prematură a creierului, a corpului, a organelor. Dacă face asta, își face mare bine. Da? Recomand postul cu apă. Vasile, o să aleg să închid conversația noastră aici, pentru că îmi place foarte mult felul ăsta tău de a încuraja pe alți oameni să încerce. Și am să mă asigur că în descrierea acestui episod pun link-uri către tine încât să te găsească cei care ne ascultă, deși ești destul de ușor de găsit, mai ales cu a ta comunitate care crește ca alții în 70 ani. Și vreau să-ți mulțumesc nu doar pentru că ai acceptat să vii în Thinking Made Visible, dar pentru că ai acceptat să vii acum, când suntem în postul Crăciunului pentru mulți dintre cei care ne ascultă și care poate, profitând și de acest context, poate profitând de faptul că mai spre final de an mai încetinim cu stresul și munca, poate ori să ia în calcul să încerce 24 de ore sau 48 de ore, și sper tare ca prin acest episod, prin gândirea ta făcută vizibilă, să ajungem să trăim ceea ce îți dorești tu, ca postul cu apă să devină parte din tratamentul medical, din sistemul medical așa cum este el acum, care, da, are și minusuri, dar ne face și bine și ar putea să ne facă și mai mult bine dacă ar introduce postul cu apă. Îți mulțumesc că ți-ai făcut gândirea vizibilă. Eu îți mulțumesc, Oana, și apreciez tot ceea ce faci. Îți doresc mult succes! Dacă am început acest episod întrebându-te dacă te-ai gândit vreodată să faci un post terapeutic cu apă, acum îl închei întrebându-te, ei și acum, după ce ai ascultat tot ce a împărtășit Vasile, ce zici? Ți se pare că este realizabil și că ai putea să faci asta? Dacă da, te invit să descoperi grupul său online. Ți-am lăsat un link în descrierea acestui episod ca să ajungi cât mai simplu la Vasile și la comunitatea pe care a creat-o și, dacă e potrivit pentru tine,
să vorbești cu el, să te înscrii într-una dintre taberele lui și să experimentezi ce înseamnă postul cu apă. Am căutat informații despre postul cu apă acum niște ani, în momentul în care încercam să vindec niște probleme medicale. Evident, ca mulți dintre noi care eram foarte obișnuită pe medicii trebuie să-mi spună ce să fac, am ajuns să caut aceste soluții pentru că medicii nu știau ce să-mi spună. Și atunci, când n-am mai primit soluția de la medicina clasică, am început să caut informații despre, stai puțin, ceva trebuie să se poată face. Așa am ajuns la Vasile, așa am descoperit postul cu apă. Da, e greu să-l faci, cel puțin cele 48 de ore care au fost maximul meu, au fost provocatoare, dar îți recomand să încerci. Și dacă încerci 24 de ore prima dată și observi ce se schimbă și cum te simți. Te încurajez să încerci asta în calitate de om care a căutat multe soluții și la probleme medicale, dar și la dorința de a mă simți mai bine, mai ușoară, mai plină de energie. Și mi s-a părut foarte interesant că la prima mea discuție cu Vasile, aceasta, chiar el a împărtășit exact cum se simte și ceea ce a împărtășit el e ce am experimentat și eu, deși, repet, am făcut doar 2 zile, ceea ce e destul de puțin. M-aș bucura, acum că ai auzit perspectivele lui despre postul cu apă, să iei în calcul cum ar fi ca poate acum, că suntem în postul Crăciunului, sau anul viitor, să experimentezi ce înseamnă un post cu apă. Dacă e menit să fie pentru tine, să știi că ai toate informațiile despre cum să ajungi să iei legătura cu Vasile în descrierea acestui episod. Noi ne reauzim în curând, dar aș vrea să te invit pe paginile noastre de social media în următoarele zile, pentru că urmează ceva special. Dacă încă nu ne-ai dat follow pe Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, te invit să o faci pentru că n-aș vrea să ratezi ce ți-am pregătit. Ne conectăm așadar în online și, ca întotdeauna, până când ne reauzim, te încurajez, fă-ți gândirea vizibilă!